Uneori își crea propria lume și se ascundea pe la colțuri. De multe ori îl căutam prin casă și nu-l găseam. Se vede că se refugia aici, sărăcuțul. Asta e. Tu îl iubești mult, nu? Mereu l-am iubit mult. Și acum de ce nu-l iubești? Dar nu, nu, și acum îl iubesc, normal. Dar nu se vede. Numai că acum suntem adulți și suntem foarte ocupați. Iar eu continuu să fiu același om ocupat din totdeauna. Sper că tata nu o să se transforme într-un om ocupat ca tine. Vreau să știu adevărul. Bună, Lola, ce mai nu, faci? Nu, niciun bună. Explică-mi treaba cu Pamela. A fost o glumă, tata, tot un lucru pe care îl faci fără să gândești. Fără să gândești, asta e bună. Cu mintea aia tâmpită și bolnavă pe care o ai, cum să te gândești nesimțire? Știi ceva, Lola, mă îngrijorează că n-ai simțul umorului dezvoltat. Ar trebui să-ți deschizi puțin mintea, nu? O să-ți deschid eu ție mintea smulgându-ți toate firele. Lola, ce-i cu tine? Ești nebună? Stai! Tu oprește-te, mai ales tu! Martin, poți să nu mai vorbești așa, Sofie? Ce este, un copil? Acum o faci pe Dalai Lama, justițiarul? Ce-i cu tine? Tu ești mult mai certăresc decât noi trei la un loc. Ce-i cu rolul ăsta? Gata, știu. Vrea să o cucerească pe Sofia, ca să pariem. O face pe drăguțul și a schimbat strategia. Da, asta-i bună. Se vede, haide, nu? Haide, Juan, nu trebuie să vorbim cu sălbaticii ăștia. Nu merită efortul, hai. Nu merită efortul, nici măcar nu înțeleg ce vrea. Și tu? Mă crezi acum că nu am nicio legătură? Lola, unde pleci? Lola! Flancul drept acoperit, agent cam 006. Ce faci cu mâna acolo? Ce tu spui? Te rog, concentrează-te, concentrează-te. Respiră profund, pentru că mi se pare că e acolo, e acolo. Te rog. Aici? Aici nu e nimeni, Carmen. Uite. Te-ai și speriat, tu. Carmen, nu-ți dai seama că nu e nimeni. Hai. Bate la ușă. Da, doar ești bărbat, trebuie să... Hai. Cu curaj. Mai tare, Angelito, mai tare. Așa, cu... Opa, chiar așa de... Bună ziua. Bună ziua. Domnul Magrus? Da. Corect. De-a dumneavoastră cine sunteți? Nu, suntem interesați de o treabă cu o bijuterie. Nu știu dacă... Ah, olala. Problema e că eu nu primesc pe nimeni fără termen stabilit. Bună ziua. Da. Veniți încoace. Veniți. Noi trebuie să recuperăm bijuteriile azi, orice ar fi. Sunt ale coroanei Santa Juliana. Înțelegeți ceea ce vă spun, cavalere? Da, o să vi le plătim. Avem 15.000. Nu ce spuneți? În regulă. Atunci așteptați un moment aici și mă întorc imediat. Bine, foarte bine. Ce cu tine, Angelito? Foarte bine. Problema e că tipii ăștia trebuie să te impui de la început, pentru că altfel nu te bagă în seamă. Se poate, dar nu știu, ești puțin diferit ca un... Poate că e sacou care te face așa mai așa bărbat, nu? Mi se pare. Ți se pare? Da. Zic și eu, nu știu. Da, domnule, de ce ne căutați? Noi suntem aici, vă așteptăm. Văd că dumneavoastră vă place mult să vă jucați și să jucați tare, bunabii. Și e jocul care îmi place mie cel mai mult. Ce faceți? Ce se întâmplă? Da, drumă! Te rog, hai să vorbim ca oameni civilizați, stai! Ei, ce-i cu fața asta? Nimic, șoferul care și-a luat nasul la purtare. Nu vrea să-mi dea banii înapoi. Și când mă gândesc că băiețelul ăla mi-era destul de simpatic, dar va trebui să acționăm dur cu el. Mai tare, îți jur că din aur, dacă nu venea Tomas, îl strângeam de gât, Victor. Îți jur că îl strângeam de gât. Când o să înțelegi că violența fizică nu funcționează, Selina, devii un om vulgar. Bine, dar nu mai rezist cu toate astea, mă depășește, îmi pierd mințile, Victor, mă simt rău. În sfârșit îți dai și tu seama. Ascultă-mă puțin. Mâine vine Eva să-și primească banii. Și e ultima noastră șansă de a o scoate din joc pentru totdeauna. Poftim? Și cine trebuie scos din joc? Bine, am înțeles, dar de ce v-aș certat? Vreau să știu ce s-a nimic, întâmplat. Pentru nimic, pentru că sunt niște idioți. Ăsta e adevărul, sunt niște idioți, nu-i mai suport, îți jur că nu-i bine, mai suport. Bine. Hai să schimbăm puțin dispoziția. Eu am venit să spun că m-am simțit foarte bine aseară, că mi-a plăcut mult să te surprind. Și atât. Și eu m-am simțit bine. Păcat că mediocri ăștia strică zilele frumoase. Asta mă scoate din sărite, înțelegi? Bine, atunci să nu permitem ca mediocri ca ăștia să ne strice lucrurile noastre. Ale noastre? Ce, cumva suntem iubiți? Sophie, o clipă. Ca să nu ți-ai dat seama, s-a produs o schimbare la mine. Și de asta îți propun să uităm de oamenii ăștia și să ne gândim doar la noi doi. Bun, vreau să-mi explici imediat ce anume s-a întâmplat în garaj. Păi, înainte de toate, eu aș vrea să vă spun ceva. Că eu sunt adevărata victimă în toate astea. Bine, acum haide, spune-mi. Selina și-a pierdut mințile pentru că a apucat o criză, nu știu, și s-a supărat pe mine. Dar acum a trecut. Nu, n-a trecut nimic. N-am văzut-o niciodată așa. Spune-mi ce s-a întâmplat, ce ai făcut? Bine. Îmi spui odată? Da, acum, haide. Încerc să-mi găsesc cuvintele.
așa haide. Simplu. E o legătură mică micuță între Selina și bijuteriile din corona statei Juliana. Ce legătură are Selina cu bijuteriile? Zim. Bine, nu, adevărul e că nu-mi place să fiu părăcios. Nu, nu, spune-mi, haide, termină ce ai zis. O secundă, trebuie să răspund. Vicky, totul bine? Nini, e groaznic, groaznic. Am impresia că e o sechestră pe-ai noștri. Ce? O, nu! Nicolas, e totul, nu e totul în ordine? Ascultă-mă, Nicolas, Vicky, e totul în ordine? Ce s-a întâmplat? Ce... Nicolas, ce e? Spune-mi ce s-a întâmplat. Eu am cumpărat bijuteriile alea de la un particular care mi-a spus că erau ale bunicii lui. Acum îmi aparțin și pot face cu ele orice mi se dezare. Să le vând, să fac din ele lingouri. Ah, nu, dar sunteți de bun! Cum să le top? Silas! Da, da, da. Singurul care țipă aici se boa! Nu, da. Eu aș spune că sunt pe drumul cel bun. Bine, tu fă ce vrei, fă-ți jocul. Dar pe Tomas o să-l apăr ca o leoaică, să știi asta. Ascultă-mă, leoaico, dacă eu ies din asta... Nu o să te uit nici pe tine. Pentru mine familia e pe primul loc. Eu am principii, eu am valori, ha? O să facem afaceri. Bine, asta mai vedem noi. Deocamdată trebuie să pun data anunții mai devreme. Juan, asta e o nebunie, sau nu? Mă derutează puțin, să știi. Sunt prea multe lucruri dintr-o dată și multe schimbări. Poate că e mai bine să ne oprim aici cu toate astea, până reușesc să-mi dau seama de ce anume simt. Scuzați-mă, dar mă zbat mai mult decât credeți ca să repar prostiile unei persoane pe care nici nu vreau să o pomenesc. Bine, 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 hai să încetăm cu asta. Eu vreau să știu ce se întâmplă între voi doi. Vorbiți, pentru că unul îmi spune un lucru, iar celălalt îmi spune altul. Și în mod evident este ceva ce eu nu știu. Prin urmare, vreau să știu ce e. Ia-ți mâna de acolo, chiar n-auzi, înainte să te iei de aia, trebuie să te iei de mine. Au, 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 au. Mi-a venit o întrebare. Domnule, ce... Ce vreți să faceți cu noi doi? Vă ducem la o plimbare prin deșert. De unde vă veți întoarce voi pe jos? Că... Și tot acest timp noi putem vinde bijuteriile liniștite. Eu știu foarte bine ce înseamnă pentru un ambasador să piardă bijuteriile ambasadei lui. Bine, bine, dar dacă știi, dacă chiar știi, atunci fă ceva. Pentru că parcă ai fi un bărbat paralizat. Fac tot posibilul, Maximo. Dar ceea ce faci nu e deloc de ajuns. Dar... Eu ți-am dat cea mai bună educație, cele mai bune exemple. Eu cu ce am greșit? Unde am greșit eu? Spune! Lui Joe îi pare foarte rău, s-a înșelat, dar te iubește cu adevărat. Serios, e doar impulsiv atât tot. Mereu am avut ochi doar pentru ea și nu merit nimic din ce mi-a făcut. Bine, asta am venit să-ți spun. Bine, atunci spune-i lui Joe să-și vadă de viața ei și eu o să-mi văd de-a mea. Țara noastră vă datorează extrem de mult, dumneavoastră. Sunteți o eminență, un fel de salvator în viață, da? Da? Uneori excesul de admirație sună invidie. Iertați-mă, nu mă interpretați greșit, e sinceritate pură, admirație. Tinere, te urmăresc îndeaproape, să știi. N-ai grijă ce faci, nu? Da, mă scuzi. Mi-a spus Nicolas de o operațiune în desfășurare. Nu poți lăsa toate astea pe mâna șoferului. Tu-ți dai seama ce anume spui, nu? Și cu atât mai puțin. Și cu atât mai și puțin să lași pe fac? Victor să adune bile albe în fața cancelarului. Pentru că vrea să investigheze pe cont propriu. Tipul ăla e un becil. M-am săturat. M-am săturat de Victor, m-am săturat de Selina și de capriciile ei, m-am săturat de cancelar, de Maximo, m-am săturat de tot. Îmi vine să dau totul naibii. Nu, nu, ești ambasador. Da, știu, dar înainte de asta sunt tată. E cel mai important și simt că din cauza acestor probleme îmi neglijez copiii. M-ai făcut să pară o femeie frivolă, o arogantă. Bine, dar ce vrea să-i spun adevărul? Bine, eu am avut motivele mele pentru ce am făcut, iar acum o să-mi repar. Da, eu mă ocup deja de asta, așa că stați liniștită. Tu te ocupi de asta? Da. Și ce anume faci? Mai fac prietenii mei sunt în misiune și încearcă să recupereze treburi de asta. Prieteni? Sper să nu le fi dat numele meu, Nicola. Nu, stați liniștită că nu sunt o gură spartă. Au intrat acum o groasă de timp acolo după bijuterii și încă nu au ieșit. Nu pot vorbi cu ei, mi-e teamă că ar fi pățit ceva. Nu a pățit nimic. Uite, 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 uite. Ce facem? Ce facem, măsui? Ce se fac? Nu cu mașina asta, vino. Haide cu mașina oficială. Cu asta nu ajungem nicăieri. Dar ai vreun plan, ceva? Să-i oprim orice ar fi. Urcă, urcă repede. O să-ți iau aria de securitate, din motive evidente. Și aria comercială de asemenea. Eu vreau să te eliberez de puțină tensiune înainte ca ambasada să se prăbușească. Nu, dar nu poate să se prăbușească pentru că eu știu pe din afară cum funcționează ambasada mea. Prin urmare, mi se pare ridicol să aduci pe cineva din afară care nu știe cum funcționează să înceapă propria chestiune. Numai că nu va fi o persoană din exterior, e o persoană din echipa ta, ca să lucrați împreună. Persoana care o să te înlocuiască la sarcinile astea va fi Victor. Ce? Eu?